Vacanța de vară bate la ușă, iar copiii visează deja în ce tabără vor merge anul acesta. Elevii pot merge în tabere de artă și cultură în natură, care se bucură de un real succes în ultimii ani. Agențiile specializate propun și în acest an destinații atractive, unde cei mici îmbină studiul cu distracția, iar la final se întorc acasă cu noi cunoștințe prețioase. Însă jurul de 7 zile, cei mici nu vor avea timp de tabletă sau telefon mobil. Și asta pentru că programul propus include activități interesante și diversificate adaptate vârstei. O zi de cazare și masă la noi costă 75 de lei. Este un preț complet. Practic, tânărul beneficiază atât de cazare, de cele 3 mese pe zi și, practic, n-ar trebui să mai cheltuie niciun alt leuț pentru oricare alt serviciu. Copiii cu dizabilități pot merge și ei în tabere speciale. Cheltuielile sunt suportate de către minister. Tabere gratuite sunt și cele sociale, de care vor beneficia copiii ce provin din medii defavorizate. Avem aproape 100 de locuri pentru tabere sociale. Beneficiem și de aproximativ 300 de locuri pentru persoane cu dizabilități. Sunt tabere gratuite și tinerii vor putea să petreacă sejururi fără să plătească, în cazul taberelor sociale, nici măcar transportul, iar în cazul taberelor persoanelor cu dizabilități, iarăși ei beneficiază de scutire la transport. Până acum au fost înregistrate aproximativ 2000 de cereri pentru taberele de la Malul Mării, însă este de așteptat ca acest număr să crească în perioada imediat următoare.